Vreau să vă reamintesc, pentru cei care nu știți, aveți butonul de like care e gratis. Mă ajută foarte mult dacă vă plac videoclipurile mele să vă abonați la canal, să dați un like. Vă salut și bine m-am regăsit la un nou videoclip, dragi prieteni. Astăzi a venit timpul să facem curățenia generală în ultimul compartiment de la Porumbei. N-am filmat zilele trecute. E a treia zi când fac curățenie, am făcut treptat pe compartimente. În prima fază am făcut primele două compartimente, dacă ați văzut un videoclip, am postat zile trecute. Am reușit ieri să fac aici și astăzi aici. M-am apucat acum să fac. Bine, m-am apucat de vreo oră și jumătate. Am curățat tot în interior. Am scos grătarele, acum deja le spăl. Am închis toate boxele, le-am curățat, le-am măturat. Urmează să scot și raftul acesta de aici. Raftul pe care tot am spus că îl voi scoate. Mai mult un raster, să zic așa. Numai că am acolo 3 puișori, am 2 în dreapta și unul în stânga. Niște puișori foarte frumoși. Și mă gândesc să-i mai las vreo săptămână să nu deranjez toată această parte, dar mai vedem, mă hotărăsc. Aici încă n-am ridicat grătarele, urmează să le ridic. N-aveți idee câtă mizerie a fost de desubt. Găinați uscat, uitați-vă, este uscat. Foarte ușor se curăță. Plus foarte multe pene după năpârlire. Au terminat năpârlirea, hai să zic, poate mai au câte o pană, două să le mai cadă, dar 95% au terminat de năpârlit, sper. Și uitați-vă pe TikTok să vedeți ce mizerie am scos de dedesubt, efectiv numai praf, abia se mai vedea aici, nu mai pot să, foarte greu de respirat, ba ieșeam, ba intram. Da, dedesubt aici urmează să le ridic și să curăț, dar momentan termin doar partea de acolo. Hai să vă arăt care-i treaba. Am scos grătarele, deci din interior. Urmează să mai cumpăr vreo 3-4 grătare, pentru că acolo unde o să scot raftul ăla trebuie să pun grătare de pe stânga. Uitați-vă cât îți de murdare, pline de pene, încă le-am curățat foarte bine. Am dus 2 roabe pline de mizerie, le-am împrăștiat prin grădină, o să fie îngrășământ. Am adus apă și m-am apucat să le frec, să le spăl foarte bine, deci una care încă nu mai am de frecat puțin la ea și una care nu e curățată, se vede diferența. Le spăl pe fiecare în parte, după care mai am de adunat nucile, că în fiecare zi pică nucile astea, să mai mătur pe aici, să mai greblez una alta. Între timp și draga mea soție în față se ocupă de grădinițele cu flori, vrea astăzi să taie din trandafiri, să facă mai multe activități pe acolo. Probabil o să o filmez puțin și pe ea să vedeți cam care este treaba. O să fie un video mai lung, plin de activități. După amiază mai am și eu de făcut o altă activitate separat de canalul ăsta. În fine, e o zi foarte, foarte plină. Nu mai stau la discuții, mă pun să continui aici și sper să termin cât mai repede, deși știu că o să-mi ia câteva ore bune. Cam așa se prezintă sub grătare, după cum v-am spus. Și încă nu le-am ridicat pe toate, dar am zis ca să pot să vă arăt, să vedeți. Puteam să mai las cel puțin o lună, două și tot nu ar fi ajuns până sus. Numai că, adică mai e spațiu, doar că sunt multe pene, mai mult sunt pene și asta nu-mi place. Ridici grătarul frumos, foarte ușor se asamblează. Recomand grătare, găsiți pe Agroland, pe site sau la magazinele Agroland. Aveți și codul de reducere Viața la Țară 05 pentru cei care nu știu. Grătare, accesorii pentru porumbei și multe altele. Deci foarte bune grătarele. Îmi spuneau unii, bă, dar rezistă când mergi pe ele? Rezistă garantat, că doar nu ai să țopăi. Și dacă sari pe ele, bine, dacă sari pe un colț așa, pe unul singur, probabil îl pocnești, dar nu alegi pe ele. Și mergând fără nicio problemă, deci grătarele foarte rezistente, n-au nicio treabă ca idee. Da. Se îmbină ușor, foarte, foarte ușor, pac, imediat, în câteva minute ai pus
toată zona. Ce? Câteva minute, e mult. Dacă le-ai asamblat exact ca un puzzle, mai ușor decât un puzzle, ca un simplu model, în 2 minute ai pus toată partea asta, nici 2 minute, într-un minut. Pac, 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 deja știi care-i treaba, știi? Foarte ușor. Și sau în cazul în care ai spațiu care nu-ți permite sau e în unghi mai ascuțit, mai nu știu, un alta, merg foarte ușor tăiate cu ferăstrău, că e din plastic, un plastic destul de dur. Da, hai că curăț, duc și aici ultima roabă, o împrăștii prin grădină și revin, că azi urmează multe activități și căpița o să iasă la iarbă, să vedem. Hai să vă arăt un lucru tare. Ia uitați-vă aici. Râme, cine dorește să meargă la pescuit. Am ridicat scândura asta mică pe care o am pus-o eu aici la intrare, gen, și o mână întreagă de râme aici, pur și simplu. Acum dacă le adun și-s perfecte pentru pescuit astea. Deci îs perfecte de dat la pește cu ele. Erau sub scândura asta, locul umed bun, ia uite încă una. Da, s-au de dat la găini, bineînțeles. Am ridicat tot și acum voiam să încep să adun. S-a pornit și vântul, văd că bate vântul mai tare, nu știu de ce. Dar uitați-vă frumos ce râme am găsit eu aici. Ia uite-le, ce minunăție de râme. Nu știu de ce unora li se pare scârbos, dar na, sunt râme la urma urmei. Sunt lucruri mai scârboase decât râmele. Ba chiar râmele sunt foarte benefice. Sunt foarte importante râmele. Da. Cam așa arată dedesubt, fără grătare, cu grătare acolo nu se vede bine, cu grătare, înțelegeți voi, ați văzut, știți diferența foarte bine, cum se menține, îți dați seama, vă dați seama, oameni buni, că dacă n-ar fi grătarele, ar trebui să curățăm săptămânal, plus că porumbeii, mai ales care au penaj sau cozi care atârnă pe jos, cum ar fi Maria Stuart, foarte lungi, s-ar murdări. Mult mai eficient cu grătare, extrem, extrem de eficient, curățat de cel mult 2 ori pe an, 3 ori, depinde cum aveți chef, timp. Într-adevăr, o să aduni mai mult găinață odată, 2-3 roabe, adun lejer. Cred că am scos 2 roabe jumate din interior, mai scot 2 roabe de aici, 4 roabe, cred că scot cam așa. Doar dintr-un compartiment, imaginați-vă că am făcut curățenie și în celelalte, cred că scot... Am scos de aici vreo 3 roabe, că aici, acolo e mai mic spațiu și de acolo cred că câte o roabă la fiecare, 2, 3, 4, vreo 8 roabe de îngrășământ. Plus ceva risipă de mâncare pe care o arunc prin grădină și o să o mai mănânce găinile, că o să dau drumul la găini, v-am spus pe acolo. Da, nu e problemă, nu e foarte multă. Tot ce e aici, să presupunem, toată mâncarea asta risipită de porumbei pe care o mai dau jos printre grătare, că este, na, normal, cad. Le sare din ciup, de obicei, să zic că e o jumătate de găleată adunată, deci în 4 luni, nu e mult, nu e multă risipă, dar, na. Bun, hai că încarc în runoboroc, după pun în roabă, trebuie să le spăl și paste și continuăm activitatea și râmele mele fug. Da, nu o să merg, cred că acum la pescuit, deși ar fi foarte bune dacă le-aș pune, că e și rece afară și putea să le păstrez, să nu mai caut, deși găsesc eu râme când doresc. Da, o să le arunc, cred că, prin grădină, cu tot cu îngrășământ, sau o să fac altfel, o să le dau puișorilor. Hai să mergem la puișori să mânce și să vedem dacă mănâncă, de fapt. Da, sigur mănâncă. Puișorii, hai, te, găinușile cu totul așa. Uite, băi, ia, hai să vedem. Râme. Râme. Nu vreți? Hai, găina aia mare știe. Găina știe. Ia uite, a plecat cu râma. Hai. Ăștia sunt cam speriați. Poate au mai mâncat câte una, două, că doar au pământ acolo și când plouă mai ies râmele la suprafață. Numai că nu știu foarte bine. Dăm râme la puișori. Dăm râme la puișori. Haideți. Serviți-vă. Hai, vreți să vi le pun pe jos? Uite așa. Ia uite, așa, mă. Nu vreți din mână? Ia uite că încep. Bătaie. Haideți, cu curaj, cu curaj, pufoșenii. Pufoșenii. Da. Trebuie să mănânce și ele, râme, insecte. Asta îmi place când aleargă și ia câte una și se bat pe ele. Fug, sunt așa de simpatice.
Ia uite. Bătaie pe râme. Ce-o ciupit-o. Aia mai mare. Au început să se obișnuiască cele mari. Adică și din prima serie și ele mai mature. Da. Hai că aveți aici. Hai cocoșel, cu curaj și tu, servește-te. Servește-te. Da. Rămân, stați că au ieșit vreo 2-3 pe partea asta pe aici. Hai la loc. Hai, fiecare câte una, fiecare câte una. Hai, ești puică sau ești cocoș? Uite aici încă o puică, pare să fie puică. Haideți băi, trebuie să le bag. Da, să ai agitație mare cu ăștia mici, simpatice. Ia uite. Ia ce se bate. Hai acolo, nu veni spre mine. Da. Cred că e câte una pentru fiecare. Uitați ce nebunie e aici. Da. Vreau să vă reamintesc pentru cei care nu știți, aveți butonul de like care e gratis. Mă ajută foarte mult dacă vă plac videoclipurile mele să vă abonați la canal, să dați un like. Este total gratuit, nu vă costă nimic. Mă ajutați pe mine să apară clipul la recomandat. Ia uite ce frumos se face pui ca ai observați. Ce frumos e și pe coadă și pe ce fug. Ce simpatice sunt. Deci mă distrează maxim. Mă relaxează, mă distrează, mă, nu știu, mă încântă, mă calmează, mă încarcă pozitiv. Hashtag viața la țară. Ia uitați-le. Bătaie mare, bătaie mare pe râme, bătaie mare. Gașcă, ia uite, caragioasă mica aia. Te. Unele au luat-o foarte bine, s-au dezvoltat. Bun, haideți că trebuie să termin curățenia, că mă lungesc cu găinușele. Mai am multe activități pe ziua de astăzi, avem de făcut o mulțime. Ce faceți? Vă jucați? Vă jucați? Ia zi, Miruna. La nisip? Opa, îmi dai în față. Ai grijă. Ai grijă, bebe. Da? Ce? Ia spune. Se joacă copilașii la nisip. Da? Dar nu dai jos. Mă faci tot numai nisip. Joacă-te acolo. Uite, pune așa. Miruna, uite, pune aici. Uite, ia cu asta. Așa și pune aici. A, dacă îmi dai pe cameră. Uite așa, pune acolo. Pune acolo. Hai, pune. Da. La umbră aici frumos. Oricum nu-i soarele puternică. Sunt vreo 15-16 grade afară acum. Max. De piscină, nu știu, poate sunt vreo 20 maximum, dar nu cred că mai e de piscină, tate, deja e toamnă. E frig afară, nu se mai încălzește apa. La vară de acum, gata. Câte sunt? 14? 16. Se mai încălzește, oricum, se fac vreo 20 azi. 16 grade. Da? Dar unde sunt alea două de aici, Nicolas? Ce? Alea roșii. Le-ai dus la căsuță? Ce roșii? Suportul ăla, unde le puneai acolo. Suportul ăla. Găurile astea, unde sunt alea din găuri? Uite. Alea de plastic. A! Astea, astea le căut. Unde apă? S-a, aveau apă? Bine, lasă că se usucă. Nu le vedeam. Da, chiar se usucă și așa, poate să pună Miruna nisip în ele. Uite, vezi? Da. Ce caragioasă. Ce ai făcut? Te-ai lipit? S-a lipit de mânuță? Gata, uite, te-am cuturat, gata. Nu mai ai nimic. E lopata aia cât tine de mare. Da, între timp Sabina curăță aici. Da? Se ți-a intrat? Da, lasă, n-ai nimic, la șosete de ea o să fie mai rău. Să trebuiască să o scuturăm toată. Direct. Că, na. Da, Sabina s-a pus să facă grădinile cu floricele. A început să taie din trandafiri. Ia uitați-mă, uitați-vă acum ce fel arată. O roabă plină de trandafiri doar din partea asta. Uitați-vă comparativ cum a fost aici.
Deci așa a fost cum este aici. Trandafirii plin, plin, plin de flori. Încă mai fac, încă au boboci. Numai că nu se mai apuce foarte tare să înflorească. Poate o parte din ei, depinde cum este vremea. Și trompeta aici. Și săpat. Greblează, sparge bulgării. Pisicuțele stau la pândă, se joacă. Și a tăiat toți trandafirii. Au mai rămas gherghinele acestea, foarte frumoase. Și aceste tufănele de toamnă, care sunt pline, pline de flori. Și în continuare va trebui să fac așa și la aceste grădinițe. Avem încă una și încă una în partea cealaltă, plus toți trandafirii de prin partea ce trebuie tăiați. Da? Ce e? De așa faci cu ea. Ia uite, bam. Vezi? Așa. Da. Soare frumos, te încălzește tare bine soarele. La umbră mi-e răcoare, dar aici e perfect, așa cum bate soarele. Fără grătare, uscat, curat, măturat și după, în următoarele 2 secunde, să vedeți, cu grătare. Și așa arată cu grătare. Și a dat și soarele, dar în același timp bate vântul foarte, foarte tare. E o vreme extrem de ciudată, o vreme de toamnă, bineînțeles. Când e cald, când e frig, când e soare, când sunt nori. Da. Le-am spălat, bineînțeles că tot se mai văd ceva pete, dar sunt curate, nu pot să le speli ca și noi. Dar pe dedesubt este curat, frumos, aranjat și gata. Până la primăvară nu mai fac nicio curățenie, de 2 ori pe an, primăvara și toamna. Cam asta este cu ei. Încă n-am scos de aici cuibarele astea, le mai las o săptămână să crească puișorii ăștia puțin mai mari, să poată să iasă din cuib, să nu se streseze între ei acolo și după care o să iau spațiul ăsta de aici tot și o să-l pun în altă parte. Boxele toate sunt închise, porumbei trag la cuibare, dar nu cred că o să-i mai separ, o să vedem anul ăsta, sezonul ăsta. Ia uitați-vă ce încălțătură frumoasă, bomboane, bijuterii, cum s-au făcut. O să fie oricum video separat cu ei în curând. Ia uitați aici puișorii ăștia care cresc foarte frumos. Sper să... Cred că e 100% alb curat ăsta. Sper să fie ok, să reziste, vremea e bună. Cei mai tardivi pui, ăștia sunt avoltați și mai e unul acolo, mai mare, dar e dublu, triplu, mare, da, foarte frumos, ia uite-l și pe ăsta are puțin alb, puțin așa diluat, văd că, în penaj și ăsta e foarte interesant, ăsta are mai mult alb, extrem de interesant, se fac, dau niște culori superbe. Așa. Da. Gata sezonul. Încheiem cu brio. Încheiem cu foarte brio, pot să zic așa. Da. Uite, ăsta e din ultima serie și cu ăla de acolo. Ăsta și cu ăla sunt frați. Ăștia doi sunt frați din ultima, tot așa, din ultimele serie, acum să zic. Încă piuie. Sunt frați, dar ia uitați-vă la diferența lor. Deci ăsta acum a luat-o foarte frumos, iar celălalt a rămas puțin în urmă din cauza faptului că a fost ciocănit în cap. Cât am fost eu plecat vreo săptămână și jumătate pe la Hunedoara, a fost bătut, a fost izolat, cred că, de ceilalți. Dar mă bucur că totuși trăiește și o să-și revină. Ia uitați-vă ce penaș frumos are, ce bomboan, ce bijuterie se face. O să-și revină și ăsta. Ciocănitul e cam la fel, văd că aceeași culoare o are, foarte frumos pe încălzătură, parcă chiar mai mare.
Da, o să fie oricum superb. Da, așa, cam asta este cu curățenia. Pentru cei care mă întreabă ce fac cu atâta găinați, unde arunc mizeria, aici o arunc, prin grădină. Behăi și capra, cred că simte că trebuie adusă la iarbă, pentru că urmează să aducem și capra. Hai să vă zic care e treaba. Deci am aruncat găinați, vreo 3-4 roabe de găinați, amestecat cu ceva pene, prin grădină, ca și îngrășământ, compost, o să fie împrăștiat peste tot. O să fie, bineînțeles, pământul arat, dar până atunci m-am apucat să scot haragii, toate roșiile, ardei, vinetele, tot ce am mai avut pe haragi, mai sunt câteva care văd că mai au, să mai rămân așa probabil alea micuțe, că mai au câteva, așa mai mâncăm. O să vrem să dăm drumul și la găini prin grădină, de acum, după cum am spus, v-am spus că din toamnă până în primăvară o să dăm drumul continuu la păsări să mănânce și ele tot ce mai este, deși mai avem ceva, să zicem, câte un ardei, câte una alta, nu o să mănânce ele chiar tot. Avem aici niște porumb pe care îl mai dăm la capră, plus porumbul mare care e acolo și ceva varză. Varza care deja am început să mai luăm din ea. Sperăm să nu ciugulească prea tare găinile, dar să vedem. Îngrășământ, compost, după cum am spus, peste tot. O să-l împrăștiem, am mai băgat și pe rânduri. Porumbul care deja a uscat și ăsta o să fie smuls. Cam asta este. Urmează să aducem capra, să vedem unde o punem, pentru că vrem să o priponim aici. Ori o lăsăm liberă, dar cred că o priponim, că e varza și ca să nu mănânce varza, o să o legăm undeva cu lanțul și o să dăm drumul la găini să zburde libere prin toată curtea, la absolut toate păsările pe care le am, bineînțeles, aici în crescătorie. O să urmeze și un update, o să vă mai arăt care este treaba în videoclipurile următoare, așa că neapărat să rămâneți abonați pe canal. Deci cred că se aude frumușica cum behăie. Cred că simte că parcă vreau să o aduc aici. Da, am mai dat din păsări, urmează să mai dau, urmează update-uri foarte multe și așa mai departe. Gata, la grădină cu tine, la păscut, tot ce mai e pe acolo. Da, activități. Ia uitați-vă aici. Taie de zor. Taie de zor. Și vreau să vă zic că s-a reapucat și Sabina de postat pe canalul ei activități în familie. Căutați pe YouTube sau o să vă las link în descriere. Să vedeți cum face ea treabă. S-a hotărât să mai posteze și ea după vreo 2 ani de pauză. Așa că vedeți acolo cam ce face. Ia uitați-vă aici, multă activitate. Multă activitate, dacă vreți să vedeți. L-a tăiat continuu. Căprița la păscut. Trebuie să vedem unde o legăm momentan. Adică undeva să nu fie chiar aproape de varză, în niciun caz. Deja s-a pus, uite, pe păscut. Asta să vedem. Buruiană mult, abia așteaptă și găinile. Trebuie să iau și haragii, după cum am zis. Ia uite. O legi de ala? Aleg aici. A, că nu pleacă cu... Da, și că s-ar putea, dacă pleacă înainte, s-ar putea să tragă după. Nu are un să iasă din curte, dar... Ce s-a agățat? Ai, scăciune, castraveți, uscați. Uitați, uitați. Da. Că pune la mâncat. Ardei. Uite, vezi că o să plece, o să se zmucească și o să iasă din asta. Nu face nimic. Da. Dacă nu o duce nimic. Da, poate să mănânce, nu ajunge la varză. Încă e prea scurt, știi? E cam scurt, da. Dă ăsta mai încoace un pic. Paru? Da, îl dau cu tot. Uh-huh. Dau cu tot. Da, are iarbă. Ca să ajungă la fasole, mutăm. Da, la fasole mănâncă. E prea. Hai, că ți-l trag. Lasă că îl trag mai aproape, îl trag pe centru, aici. Da. Da, e ok acum. Stai așa, uite față. Gata. Are loc. O să iau un lanț mai lung. Să-i pun o sârmă, văd eu, mai groasă. Dacă nu dai drumul, să nu vedem ce face. Are lăstar de toate. Ea niciodată nu se mănânce doar un fel de iarbă. De, nu, mănâncă de toate. Ea gustă, chiar dacă gustă și varză, nu are probleme. Da, câteva frunze, dar să nu o strice pe toată. Nu o strică. Sau... Tu nu vezi că... Da.
Iei de fiert? Da. Fiert vreo 2-3? Da. Partea aia sunt mai copți. Și aici. Numai bun. Iau ce mănâncă. Mănâncă și mănâncă. Poate să... Mai e câte un ardei așa. Trebuie să-i mai culegem pe aia care mai sunt copți câțiva.